Salutare jucătorilor, bine ați venit la un nou clip pe canalul Arena Digitale. În clipul de astăzi sunt aici afară, în natură, unde îmi place mie și vreau să vă arăt de ce este necesar să avem un ecran OLED pe Nintendo Switch. Am aici cu mine Nintendo Switch Lite și, după cum puteți observa, nu se vede foarte bine. În primul rând, ca să pot să îl filmez, am nevoie să fiu undeva la umbră, pentru că altfel nu o să pot să îl filmez, mai ales cu camera. Cu ochii, probabil că pot să văd ceva chiar atunci când este soare direct pe Nintendo Switch, dar mai ales cu camera va fi foarte greu să îl filmez. Ei bine, ăsta este motivul pentru care cei de la Nintendo vor să facă un upgrade la ecranul ăsta OLED. Toată lumea iubește Nintendo Switch pentru că este o consolă portabilă, pentru că poți să o iei cu tine oriunde, dar chestia asta devine destul de enervantă atunci când ai foarte lumină afară. Pur și simplu te chinui ca să poți să vezi ce este pe ecran și întotdeauna trebuie să cauți un loc special, un loc cu umbră, un loc așa ca locul ăsta în care mă aflu eu acum, ceea ce nu este întotdeauna la îndemână. Din motivul ăsta, cred că Nintendo profită oarecum de faptul că nu avem disponibil PlayStation 5 și Xbox Series și foarte multă lume, din câte știu eu, stă pe gânduri dacă să-și cumpere sau nu un Nintendo Switch. Ei bine, dacă de sărbători nu o să avem acces la consolele astea next gen, din punctul meu de vedere, Nintendo a împins și a tras tare ca să scoată acest produs, tocmai pentru a putea face acele vânzări, da? Foarte multă lume o să vrea să facă gaming și dacă nu are deja o consolă, Nintendo Switch va fi cam singura variantă care este destul de interesantă. Mai ales acum că o să aibă acest ecran OLED, o să aibă memoria dublă, o să aibă acest stand îmbunătățit, o să aibă audio puțin mai bun, o să aibă dock-ul ăla care suportă direct cablu legat la internet. Din punctul meu de vedere, este o chestie ok pe care au făcut-o cei de la Nintendo. Clar, toată lumea vrea un Nintendo Switch Pro, dar uitați-vă pe piață. Vedeți PlayStation 5, vedeți Xbox Series X, dacă vreți să vedeți un Nintendo Switch Pro, e clar că o să aveți nevoie de tehnologie din asta mai avansată, mai ales dacă vrem să ne așteptăm la ceva DLSS de la Nvidia, ai nevoie de chipuri din astea care sunt foarte greu de produs în ziua de astăzi. Ăsta este motivul pentru care Nintendo i-a dat înainte cu ecranul OLED, cu același chipset, aceeași performanță, pentru că ăsta este singurul produs pe care realistic îl poți scoate într-o perioadă din asta post-pandemică, să-i spunem așa. Care sunt opiniile voastre despre produsul ăsta? Din punctul meu de vedere, dacă te joci mai mult docked, nu prea se merită deloc acest update dacă te joci mai mult pe televizor, pentru că pur și simplu nu o să vezi nicio diferență, dar în schimb, dacă te joci foarte mult în modul portabil, cred că o să fie o diferență destul de mare, în primul rând pentru că ecranul va fi mai mare, în al doilea rând pentru că va fi mult mai luminos și culorile vor fi mult mai vibrante. Ca atât pentru clipul de astăzi, ca de fiecare dată încerc să spun la toată lumea în secțiunea de comentarii, până data viitoare, toate cele bune! Pa, pa!